Am provocările cu care se confruntă artiștii din domeniul muzicii. Eu fac cânt cu textul, aranjamentul, mixul, masteringul. Credem -mi, eu când ajung la promovare, eu sleit pur și simplu de putere. Eu nu mai vreau să fac asta. mi pare că tot asta devalorizez, că nu încep să... Dar cum scaut să împing asta? Casa de producție nu are niciun rost, niciun sens în Republica Moldova. Ce să faci? Unde să ajungi? Că să ajungi tot la o nuntă, să Dar Nuntă, biz, este cheia succesului în Republica Moldova. Moldarte Podcast Bună ziua și bine v-am găsit la podcastul Moldarte. Astăzi vom vorbi cu Andrei Glavan, care este muzician, și Nicu Țărnă, la fel muzician. Andrei Glavan, interpret. Este cunoscut și prin participarea în cadrul proiectului Moldova are talent. Fost vocalist în proiectul Lupii lui Calancea, dar și în trupa Rupt. În prezent cântă solo și este producător la trupe tinere din Moldova. Nicu Cernă este cântăreț, actor de teatru și prezentator de televiziune, dar și director la Teatrul Fără Nume. Este cunoscut mai ales ca solist vocal al trupei de rock alternativ Gândul Mâței, înființat în anul 1996. În anul 2020 a primit titlul onorific de artist al poporului. Mult ar de Podcast! Bine ați venit! La Moldarte, un podcast care vrea să sublinieze toate problemele și provocările pe care le întâlnesc artiștii din domeniul. Chiar vreți toate problemele așa Măcar odată? câteva. Sunt multe, da? Presupun că nu reușim într-o oră, o oră și ceva. Hai să încercăm. Cum este viața unui artist din Moldova, având în vedere că noi nu avem nici măcar casă de producții? Nu, poured… că... nu avem nici măcar artiști. <gexploswealthiy pursue> da, da, da. Tot încolo Nu avem casă de producție. Nu să avem, cum mă avem, suficient. Se -ți ține pe asta. Cerc sigur. Bani biz. Eu acolo. am spus o am să de fiecare dată. Nuntabiz este cheia succesului în Republica Moldova. Este fără... o entitate aparte, Nuntabiz. Da, da, -te -te da. de la nuntă, după aia la botez și poate și la o mormântare mai ajungi tot la persoane. Depinde de vârstă, înțelegi? păi, dar eu știu artiști care viezesc. au fost artiști, cum spui tu, care au fost invitat și la mormântare, pentru că răpăsatul îi plășea artistul Y și el a cântat, o Eu, nu... cred că voi, voi aveți piese de funerare. De mormântare, dar e da asta, la apropo, Ciocana e foarte curios. foarte curios. Și am, am piese pascale. Am piesă din 1 iunie, de ziua copilului, Am piesă de independență, dacă trebuie. Am piesă de, da, de Paște, am spus, de 8 martie. de, de, martie. de stație, cum puteam. Am piesă de Crăciun. Am piesă de Crăciun pe vechi. Da. Da. <laughs> Înțelegi? Și că tot așa. Deci noi avem piesă de tete, dar ca el nu știe și cântă omul ala, sau mm -hmm. el are idei și cântă, și mm -hmm. pentru și în gener el cântă. Nu da. există casă de producție, acolo am împins -o eu discuția. Uh, și asta înseamnă că voi și creați, și faceți managementul atunci când e vorba din un eveniment, un concert. Uh, cum se îmbină, iată, creația Nici cu managementul? Nici cum. La tine se îmbină cumva? Tu poți face management când faci creație. Păi depinde ce înseamnă management. Adică să-ți organizezi câteva concerte? Da, asta. Hai, să păi asta casă. cred că poți să o faci pentru că ai dat numărul tău de telefon și te sună. Acum, eu vreau să revin puțin, puțin mai înainte la întrebarea ta în legătură cu casele de producție. Da, unde să le vinzi dacă noi avem piraterie peste piraterie, înțelegi? Acum că s-au mai pornit platformele astea, Spotify, iTunes și nu mai știu ce, ți-ai ți băgat încolo Kids anual nu știu câți bani, și cine te mai știe, te mai uh, distribui singur pe tine, mai bagi bani pentru distribuire, așa mai departe. În rest, casa de producție nu are niciun rost, niciun sens în Republica Moldova. Ce să faci? Unde să ajungi? Că să ajungi tot la un nuntă scânță. De câte ori am încercat și mulți mă întrebau, hai să facem un turneu gândumăție. Da. Ok. Și zic, eu zic că vin gratis. Se vin gratis. Da? Dar ei, măcar nici, uh, sunetul nu puteau să-l asigure. Și scuzați-mă, nu spectatori. Eu nu mă fac elitist, da? dar nu spectator. Eu odată am cântat la Sângerei, de ziua tineretul, noi eram 30 de artiști. Da, 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 da. Nu știu, ai fost și tu da, 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 Păi nu era mai mult în scenă da, decât dict afară. Dict în, în primul bun era și ploua, era frig da. în noiembrie. Dar nu e pe asta, pentru că dacă tu știi că era guz, Eram noi, numai, snails erau. Erau foarte mulți băieți care sunt interesanți din punct de vedere muzical și atrag uh, spectatorul bun. Sau cel puțin guzăș are a lui, noi avem vreo doi de noștri, Andrei are vreo trei de alui și tot așa. Deci erau foarte puțini spectatori și atunci stai și te gândești. Dar unde se Eu, apropo, mă gândim să fac turneu primul două un, anum, un no, anumite... tot, tot, de este manciocnet. No. No. Păi să, ai un sponsor bun, să ai o campanie faină, da, un mega dita mai de asta un operator de telefonie, ori da. or, nu știu ce, cu ocazia, nu știu ce, sau o rețea de magazine care se mai deschide, nu știu ce. Și să faci gratuit în piața orașului respectiv. Eu așa am vrut cu ocazia 25 de ani gându-mă, ți mă leg de cineva, cineva a zis da, dar s-a început pandemia și ne-a dat tot peste cap. Asta e unica soluție când tu poți să vii, dar gratis. Deci la bilet, hai să spunem 100 de lei sau 50 de lei, șansele tale sunt minime ca tu să aduni lumea asta. Dar chiar și dacă o aduni cu 50 de lei biletul, este absolut imposibil după asta să rămâi cu ceva bani. Păi, cel puțin cel puțin să-ți întorci datoriile sau cheltuielile pe toată istoria asta, sau mă rog, ceva acolo, să le întorci. Da. Și atunci, din punct de vedere a showbizului, bizului a de producție, cum spunem noi, nu are niciun sens. Da, da, dacă casa de producție se ocupa de toate este de promovare, de campanii, de tot așa. Ok, casa de producție ca să, ca să ocupe. Ei, da. ei trebuie să după aia să vândă. Dar da. ce vând ei? Discuri care nu se mai vând. da, Stickuri? Da. da, da. Mini-discuri? Da, 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 Ce să vândă ei? Da. Să, să între pe platforma iTunes, dar de, ce eu trebuie să mă mai împart cu cineva, când eu pot direct mie să-mi vină toată treaba asta. România e altă treabă. În România, sigur că tu, dacă faci un turneu prin, măcar în fiecare județ, măcar într-un turneu, tu ai deja da, da, 32 da. de concerte, grele. Da. Și cu impact important pentru, nu știu, cine, și dacă mai luăm încă festivalurile, care în fiecare județ, vreo 2 două, da. trei, tu ai pe an, peste 100 de concerte, tu ești... Nici, și mult public. Și mult public și, și dacă mai ai și piese faine, da? Păi atunci, atunci ai toate să fii vedetul, cum ăștia îmblă așa, cu nasul sus și învârtind chei de la boomer sau de la ceva, nu mai știu ce. Atunci, da. Dar Moldova, din păcate, are artiști și compozitori foarte interesanți, numai că toți realizează, vedeți, peste prut, toți duc sau în altă parte, cum au făcut o balanță sau... Din păcate, da? Pentru că, hai, câte concerte pe an poți să faci? Nu faci unul la Palatul Național, da? spre sicură, da? da? O dată în an, nu poți să faci în fiecare lună la palat. În primul rând că asta costă foarte mulți bani. Da. Într-o doilea rând, nu e bine să faci așa de des un concert. Scând în, în cafenele pentru lumea mănâncă, eu în genere urăsc și cafea urle astea, cum stumesc ele. Cafe, da. concert, și da. nu Pentru Într-un colț. Da. Și eu mut și eu a, și mănânc un steak, știi? Da. Și beau vin și mă uit cum asta când. Mi, mi pare asta o bătăie de joc pentru muncă la oameni, Asta e părerea mea. Deci eu dacă vin să-l văd pe artist, eu mă uit la el, el cântă, chitară, voce. Să acolo cu dânsul rezonezi da. și așa mai bine. Sau mai bine parte. puneți un radio să cânte acolo muzică, nu știu ce, ca să nu mă... Nu văd artistul ăsta din față, nu știu. Eu cred că exemple de astea în care 30 de artiști pe scenă și mai puțin public Decât artiști pe scenă, sunt multe Eu știu de tine, Andrei, că tu ai făcut Vara asta două concerte Da, da. A, ai organizat concertul da. Împreună cu mai mulți oameni, dar tu ai fost liderul Organizării concertului Taniei Cerga. Da. Și concertul tău da. Ambele la Teatru Cehov. Da. Cum a fost la sfârșit? Tu, tu, tu te simți mulțumit de acest... Am fost și eu scurios. Eu am fost mulțumit pentru că eu le-am făcut, dar eu nu iubesc să, să dau înapoi. Adică dacă eu m-am pornit să fac o treabă, eu vreau să o văd finalizată, terminată și scot concluziile din ce și-am făcut, nu din ce și ne-am chipuit că o să fie, știi? Uh -huh. uh, Nicu uh, m-a prevenit că biletele noastre se vândă pentru că e iulie. E, și eu zic, Nicu, mulțumesc de sfadă, eu e o mea. <laughs> și Nicu eu. a avut dreptate, știi? <laughs> um, și nu s-a vândut decât jumătate, îmi pare. Ideea că. care? Da. Că Andrei a vrut să le facă la noi, la Tatăl da, da, da. Fără Nume, a zis, da. cu mare drag, dar la noi toată lumea a plecat în concediu, adică să aducă acum da, oameni. Da, da, da. Era destul de dificil. Plus, sigur că vara e o chestie, e lumea terasă, să mm -hmm. intri acum într-o sală e prea... Dar eu te invit, Andrei, oricum, din toamnă, când vrei tu, o să faci în lumea deja, când o să plouă, apropo de săptămâna asta, la sfârșit, Stur. deja o să fie tot Noi toți artiștii stăm știi? Da, da, plouă, da Nu da. da. facem da. concert sau nu. Da. alții stau și se când e postul. Da, da, da. <laughs> apropo despre chestia asta cu locația, da? Tu da. ai fost la Micu să vorbești despre da. teatru fără nume ca da. locații. Da. După care te-ai la teatru Cehov, să da. vezi. Da. Da. Cât e de ușor sau greu să găsești locații? Asta e ușor? Probabil, dar trebuie bani. Da, locații să nu cred că e greu. Bun, sunt teatri care au limite de, de artă, știi, cumva. Asta poate cânte la noi, asta nu poate cânte. Sau ah, la okay. noi nu se, fac, nu se fac cântări, se fac doar spectacole. care are Regul, regulile da. reguli lui, da. Asta nu sunt teatre. <laughs> cred că. <laughs> <laughs> Nicu, Nicu a fost foarte binevoitor, dar eu cumva, noi am avut o discuție destul de lungă, în care eu m-am gândit că îl pun într-o situație cumva stranii și zic, băi, să încerc teatru Cehov, că de mult mă gândim la dânsul. să încerc să văd cum e acolo, cum sună, cum... Uh, uh, când uh, în teatru fără nume, noi, încă, noi am mai cântat, când încă era Ginta latină. Și eu... Păi bun, e centru de cultură și artă, Ginta latină, dar teatru, teatru fără nume. fără nume, o subdiviziune a... Centrului. A centrului, da. Da, și eu cumva știind cum e acolo, zic, băi, de să încerc alte locații, să văd, să mai experimentez și... Uh a fost fain, dar pentru mine a fost straniu că, într-adevăr, cum spun toți, luna iulie e moartă. Pentru că nimeni pare că arta nu are delimitare de lună, de nu știu și cumva. Da, eu înțeleg mai mulți oameni sunt concediu, dar eu nu înțeleg, deși, deși e greu de ajuns la oameni care sunt pe pentru că teatru are 500 de locuri, tu faci campanii de, de promovare, în promovare în Chișinău aproape milion de oameni și vin 300 cum să faci așa ca să ajungi la, o, la test, oamenii sau cât trebuie de investit sau unde specialistul și care știe, băi, la atâtea investiții uh, să vină vin atâția oameni sau, la, sau trebuie să faci asta, asta, asta. Sau, că eu măcar să înțeleg băi, nimeni nu ne ajuns bani de investiții în, în campanie și de atât nu au venit oameni. Da. Deși tot știu despre că în luna iunie nimeni nu o să vină la concert înăuntru, dar nimeni nu știe cum să promovezi așa ca, e, ca oamenii să vii. În ce măsură a fost sau nu plină sau gol sala la teatru acum? Cam jumătate de sală a fost. Eu m-am bucurat foarte mult să văd jumătate de sală. Eu credem că... Uh, okay. Am avut și susținere de la Direcția Cultură, Okay. Deși ei au chitat sala, și asta, asta a fost colac de salvare, dacă ah, sincer, Ok, super. s-a da, întâmplat era... această colaborare. Cine a apelat la Direcția Cultură de la primărie. Da, eu, deci eu am apelat, un... am scris. Uh... Deci, tot, tot artistul cel care îți da. duce la primărie Bună ziua, știți eu când. Da. Și am nevoie să mă ajutați un viis, Mari să... da. Adică nu, nu există un om care să te ajute în sensul ăsta Că Dacă ar exista, probabil s-ar duce banii toți la dânsul și atunci tu nu mai rămâne chiar nimeni Eu aș vrea aș vrea să să ajung la o, la o maturitate unde eu am un om angajat care se ocupe de asta. Eu îl caut deja de un an, am avut câteva încercări cu câțiva oameni și eu n-am putut să găsesc un, un numitor comun, nu în termen de bani, dar în termen de, băi, ne întreba asta, asta. A, pentru asta trebuie să faci asta, asta. Pentru cine e tu? Dacă eu trebuie să fac. Vreau da, da. să mai manager, da? Și toți cu care eu am interacționat îmi spun, băi, tu trebuie să postezi mai des pe Instagram. Eu asta știu și așa. Eu nu vreau să postez pe Instagram, ni, nu ne interesant ocupația asta. Eu vreau să creez și ne să ocupi de Instagram ce și trebuie pe Instagram. Dacă tu îmi spui că eu trebuie să spun pe Instagram, care e rolul tău? Da. da. de ce mai e nevoie de tine? Da, da tu ești să mai <coughs> specialist, cum ar fi, decât adică tu. Da, n-ați parola, n-ați tăt, ocupă-te, te rog, de asta. Ajută-mă să mă promovez sau fă ceva tu pentru mine. Deci vorba și de resurse umane, adică deci, cumva există puțini oameni care s-ar în domeniul ăsta sau dacă... Eu, eu sigur că există, eu nu pot să-i găsesc. Ok, nu-i doar vorba de bani, la mijloc. E vorba și de, bani, și de bani, e vorba, și da. Și de bani, și bun, poate dacă găsești un specialist bun, probabil că nu-ți mai ies să ții să-l ții pe el non-stop, pentru că el nu poate să organizeze atât de multe evenimente în Moldova. Am spus. Asta re, da, da, da. Repet, și asta tot, da. câte evenimente poți face? Eu cu formația, cu trupa, da, câte evenimente poți fac pe an în Chișinău sau în zona asta? Nu mai mult de două, trei, ai patru Plus chestiile este private care îmi, îmi dizbadă că dacă eu peste o lună am un concert cu bani și dacă eu acum cânt în piața mare adunări naționale. S-a terminat. Atunci, nimeni gradis, nu mai vine la cel cu bani. nu mai vine că m auzit aici. care i treaba atunci și eu să mă duc să le dau bani dacă eu îi văd la... În De și problema multor artiști care nu vând la Palatul Național, că -i cântă la anunț. Îi spui la anunț și zic că eu am fost la... sau la o cumătrie. Ei am fost și am dat yeah. și -am pus bani yeah. pe masă. Și ne-au cântat. Luat și încă și, și am selfie cu omul. Da, 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 și, -și ne-am îmbrățișat cu XY, nu contează. Și asta nu înseamnă că e rău. Eu înțeleg, unii fac bani prin asta, ei trăiesc din banii ăștia, dar tu nu poți să ai activitate de showbiz, de ce și vorbeam noi. Casa de producție este inutilă în toată istoria asta. Tu nu mai ai nevoie de casa de producție. Că... că dacă ar fi fost nevoie, probabil ar fi existat. Da, există o grămadă o oameni da. care se pot sigur. ocupa de asta. Dar nu au fost case de producție, ele sunt asta. Sense da. Music, da? Sau cum se numea. E Sense Music, e -S -S exact numai pe România. Era, era, da, erau, de case de, de producție din România, filiale care au venit da, pe noi da, au da. încercat -o, un an, doi, trei, și au plecat, pentru că era mort totul. Da, apropo de România, că <coughs> când v-ați zicea și prin Rusia, oamenii care au mult succes aici și deja nu mai încap și trec După ce ei se obțin acolo mai multă validare, primirea lor în Moldova e un pic diferită. După ce deja obțin validare în afară. Știi vorba asta, Rus, nu bivăiat prorocă în soiul Eu pot să spun că după ce am fost cam vreo un an pus în rotație și am nimerit cu gândumâții în 100 cele mai bune piese anul în Rusia, 2003-2004, la mine și s-a pornit așa tot toți, wow, 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 concerte, da, Deci e adevărat. Proiect, da? Da, da, dacă da, și așa, adică, wow, dacă rușeau au zis da, și am zis, bă, înțelegi? uite asta, e exact cum a spus și Andrei, că în țara ta nu ești profet până nu te vede altcineva. Pentru că este neîncredere asta. Exact ca și Carlos Dreams, exact ca și Zdob și Zdub și Dan Irina. Și Irina. Toți s-au dus undeva încolo și acolo, wow, explodat și toți. A, păi stai așa, băieții noștri. Da, 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 da. Din Moldova? Înțelegi? Da, da, da. Bun, mai este și noroc în viață, mai este și cât de muncitor ești tu, cât vrei tare să atingi momentele astea, da? Și apoi, repet și revin la asta. Unde să te dezvolți când tu ești înghesuită? Că și o cum e camera asta în care stăm noi. e foarte. Trebuie să ai cel puțin un spațiu mare ca să, ca să vezi, ca să înțelegi cum asta poate. Și, și oameni. Noi am rămas dacă două milioane de oameni. Cine să asculte gândul mâții? Așa. Eu mă bucur că sunt foarte mulți tineri. Noi deja avem 26 de ani, dar sunt mulți tineri care sunt mai mici decât noi, de 20, 19, 18 ani, care prin părinții lor ascultă gândul și zic, wow, e faină piesa. Da. Și zic, înseamnă că se mai poate ceva de da, mai da, făcut da, în da. lumea asta. Da, da nu apropo, tu te spuneai te -te. că ai tu public, destul de tânăr. Că tu ai fost cumva la un concert, zilele trecute, discutam despre faptul că ai fost la un concert unde erau toți tinerii din 2000 născuți. Da, da, da. da adică da, da, poate da. chiar și mai încoace. Eu nu m-am așteptat. Dacă și concert. aici cunoșteau. Și pe tine mirat că... Da, că nu, nu era concertul meu, apropo. Eu m-am dus la concert la cineva. Da, uh, mult mai tiner. Și acolo s-apropie eu tineri că era concert de tineri și poate poate strâng mână, super. Super.

Orașul meu Opa, natal. Orașul de baștină și natal, da. Uh, am văzut foarte multă lume tânără care după aia scrieau mesaje pe Instagram chestii și cu video din astea, stories-uri și, și ai, am zis super, da, e Fai, fain, e bine. Înseamnă că e o idee bună plecarea, turneuri prin țară. Dar iarăși, repet, a, a, a fost un a, deci un festival și hramul uh, gratuit. Da, nu mai vin la sala palatului unde ai deci, pune biletul 200 totul de Totul era gratuit și lumea circula aici frigărui, acolo bere aici, nu știu ce, și toți circulau deci mai cântă niște artiști. <laughs> da, 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 da. Vorba și aia. De aia. Nu știu dacă data viitoare am vorbit cu cineva de la primărie, de la uh, Direcția Cultură și am zis, hai poate pentru toamnă, iarnă să încercăm și un concert, da? Că am mai vorbit și de teatru, să venim și cu teatru, să venim și cu un concert. Atunci o să încercăm, o să testăm

Ei au da, că... rămas două puncte importante pe care trebuie să le abordez, ca să nu le uită, dar ele vin cumva din ce am vorbit până acum. Fonduri, tu ai spus de primărie, tu ai primărie, oh, da, direcția da. cultură, și tu ai vorbit tot cu direcția cultură, tot din la primărie, în ce măsură există o colaborare între artiștii din muzică cu direcția cultură din cadrul primăriei? Eu cred nu? că marea majoritatea artiștilor și sunt tineri, nici nu știu de, de posibilitatea de a aplica la așa tip de instituție. Voi cum ați aflat? Adică tu... uh, Credim asta e prima dată... Nu, asta e a treia sau a patra oară când eu am aplicat. Ce um, ai câștigat de fiecare dată? Nu. Asta e prima dată când ai luat bani? Uh, nu, adică am mai luat o dată de mult, foarte de mult. Era un concert de lansare unui piesă, dacă nu greșesc. Uh, și acum, eu nu prea am apelat. Uh, uh -huh. Bun câteva ori am apelat, dar era cumva schimbat conducerea și era încă uh, prematur de vorbit despre finanțări. Uh, și acum am apelat și eu zic, băi, putem să achităm sala, mai mult de atât nu e posibil. Nu, bugetele uh, Și a doua uh, situație este că tu poți să aplici la jumătate de an și să spună că bugetele se aprobă în noiembrie da. pentru anul viitor. Știi cumva? Dar, dar, tinerii nu știu despre asta. Eu cu cine vorbesc, băi, de ce nu aplicați? Uite și trup fain aveți, de ce nu? Nu știu. Nu, știu, nu, nu credeam că e posibil. Bun, eu vezi că, din câte știu eu, eu eu mai cunosc pentru că eu colaborez și în calitate de administrator de teatru, da. noi avem proiecte diferite, ei mai vin, arendează sala da. la noi, închiriază și așa mai departe. Și atunci, Dar nu este o platformă, un grant, de fapt, pentru nu grant, și, da, nu da, e da. un grant. Deci tu vii și ei fac și ei o comisie, au da, o comisie da, da. care studiază, că e personalitate notorie, e o gen doga, care are o vârstă anumită. Și atunci cumva se implic și ei. Sigur că eu cred că dacă ești insistent și îți pasă de arta da. din tine, și ești ambițios, și ești tânăr, și neliniștit. Și așa mai departe, îi faci să bați la ușcă, ca să zici, iată, numai eu știu cum să faci asta. Ok. Deci, eu cred că până la urmă e vorba de tupeu în sensul bun al cuvântului a fiecărui mm -hmm. artist ca el să se întrebe, să mai caute. Da, e o procedură destul de complicată sau pur și simplu te duci, faci o cerere? Adică, cum se întâmplă? Depinde, da. Eu cred că e vorba de cerere, e vorba de a, de a mai cunoaște, știi, în lumea noastră trebuie să mai cunoști oameni. Pur și simplu, chiar nu că e chestii de prietenii sau de cumătrie sau de nu știu Dar Trebuie să ai niște relații. Dar trebuie să mai ai niște relații. Și asta e de fapt valabil în toată lumea. Pentru că eu țin minte, discutam cu cineva de la Londra, de la o casă de discuri, da? că tot revenim la showbiz, da? Și el era Și vezi camera asta, da? Și acolo o cameră plină cu discuri. Demo. Aici precis că este un Celine Dion, aici este un Freddie Mercury, aici este, este asta, metalică aici este tot. Eu n-am când să stau și să scul Desor multe lucruri se întâmplă în relații. Da. Eu vin la Andrei, Andrei, da. e, deci, e producător, și zic, uite, vezi fata asta frumoasă? Da. Eu și o cheamă Titania. Da. Te rog, atrage atenție, pentru că are o voce deosebită. Poate acolo de mai șlefuit, niște momente și în rest, pac-pac, totul. Da. Și zici, băi, dacă tu îmi recomanzi, uite, așa se întâmplă des în lumea asta. Așa și cu fondurile sau ajutorul sprijinului de la stat. Așa dispar și foarte buni, talentați, interpreți, compozitori și așa mai departe, ei din disperare. Dar eu totuși cred că cel mai mare talent în a avea a fi talentat înseamnă să-ți promovezi talentul singur, să-ți-l protejezi și să-l. Uh, corect să-l vinzi, să-l să să promovezi și ei să zic Bă, uite e asta sau fata asta sau băieții ăștia, sunt foarte bun și hai să-i să împinge. Pentru că stai acasă singur și vorba aia, că ajutați-mă. Păi, dar ajută-te și pe tine. Mai, mai mergi, mai bun, astăzi, atâtea platforme, Instagram, Facebook. Mai registrez o chestie și ai lansat-o. Mai ai dat un 10 dolari ca să o promovezi pe un spațiu anume și atunci cu siguranță că o să apară cineva ce ne să vadă. Eu fac uh, cu textul, aranjamentul, mastering masteringul și credem eu când ajung la promovare, eu slăit, pur și simplu, de putere. Eu, nu mai vreau să fac asta. Mi-mi pare că tot asta devalorizez nu înceap să, dar cum scout să împingă asta, Știi? Pentru că eu am fost, ia că am făcut trei și am fost două luni în proces de creație. Uh, și nimeni greu să ies din stare și să încep să vând. Dacă eu mă, mă focusez pe vânzare, uh, Nini e foarte greu să intru în, în fază și el de, de a crea. Eu sigur devin mecanic. Sigur că aici este trebuie un om care să te ajute, da. care să... Pentru că nu poți tot chiar să Ia faci ca... și nici Ia. nu trebuie să faci tot. Pentru că atunci care e sensul în toată treaba? Și eu și dau perfect dreptate. Eu fac ori muzic, ori da. eu fac management. Da. Mult de podcast. Dar și ne să apreciem. ne dai sprijin din afară. Adică e posibil de atras fonduri, de exemplu, pot music, au fost făcut cu fonduri din afară. proiecte, ăsta în poți, care s ajutat scrie, tinerii. Scrie, corect? Sigur că da. Voi ați aplicat vreodată mm. la fonduri din afară țării? Nu, pentru că tu trebuie neapărat să ai un proiect social unde tu te duci cu anumite chestii gratuite, cu anumite momente. Nu că eu n-aș putea sau Andrei n-ar putea. Dar trebuie să înțelegi exact pentru cine faci tu asta. Dar și trebuie să înțelegi exact, pentru că proiectul poate e foarte fain, numai că eu mai am o mică întrebare. Finalitatea acestui proiect. Unii să Unde se duci? Care e vectorul? unii trupele care au câștigat potul, unde ele, sunt ele, pe o poziție după asta intră în showbiz, așa zis moldovinesc, sau se duc mai departe pe o platformă europeană, sau ajung în festivaluri în România, sau unde. Eu înțeleg că autorii și organizatorii că îi cunosc foarte bine și Lilian din Furious Nails, și eu spun, băi, noi am încercat, i-am depistat, i-am găsit, i-am lansat, după aia trebuie să mai dai și tu din coate puțin. Și atât. Apropo de trupii tineri, ne -mi pare frumos, dintr-o parte văzând lucrurile pentru că nu sunt în domeniu, dar mi se pare că uh, atât Andrei cât și tu ajutați foarte mult tinerii uh, muzicieni fără bani. Eu știu de zile da. că tu te și da. cu multe trupi cu băieți foarte tineri. Și tu, exemplu, nu fie fie de bani și și de la da. Atunci, adică da. Și te motivează pe tine să-i Da, eu știu cum e asta. Eu, eu, foarte bine știu cum e să, să ai un produs și nu știi ce să faci cu dânsul. Și eu pot să ajut în termeni muzicali, pentru că am tot necesar pentru asta și nu mă costă nimic decât efort. Și dacă văd pe cineva care ne atrage ochii sau îmi place, eu nu e greu să scriu, să zic, băi, pot să fac asta pentru tine, vin și fă, n-am așteptări, lansează și, și fă ceva cu asta. Dar tu faci asta gândindu-te că s-ar putea pe viitor să no. ai un câștig financiar din no. partea asta. No, no, no. A, prima, Doar de entuziasm. Eu prima dată am, am uh, operat în termeni financiari, am început să operez în termeni financiari cu o trupă se numește Delta pe obraz, da. uh, cu care tot am avut... Eu am fost la concert la Dâns și din întâmplare am numerit și am uh, rămas perplex că îți de calz și fain și, uh, și tot așa i-am contactat, zic băi, ia ca și pot eu să fac gratis, nu credeți că eu aștept prietenii sau ceva. Nu, eu nu tare plăcut, eu știu că eu am să primesc de la asta. De exemplu, eu niciodată n-am înregistrat trupii, n-am înregistrat tobi, eu am idei cum asta se face. Dacă vreți așa un experiment, eu vă fac toată producție, Adică de la până, la, gata cânticul. Sau câteva cânti și sau un album, whatever. Și noi am început să discutăm cu dânsii și asta o derivat în discuție de, băi, dar hai să încercăm să facem bani din asta. Adică asta e o, derivată dintr-o relație prietenească, care a început să formeze ca una prietenească cu dânsii, Dar dar până am mutat și eu am făcut cuiva asta, era un fel de, băi, nați, nici nu, mulți nici nu mai comunic. Adică Așa. Am înțeles. Și la tine, Nicu, din cât știu cu mine, odată dată ai colaborat și din cine am văzut eu. eu de fiecare dată am, am, fost în... El a fost foarte cunoscut după piesa ce a făcut în duet cu tine. Adică o a apărut mă rog, de studiul, nu? Până la urmă, fiecare și are soarta și drumul său, știi? Eu am mai vorbit apropo recent acum cu el și l-am întrebat ce mai face. El a zis că face muzică nouă, nu știu. Mă rog, sper curând să apară. Dar ce ce ziceai de uh, colaborări cu da? Da. de fiecare dată am susținut și am, am ajutat să lanseze, să ia unii organizatori în festivaluri, or în concerte, în deschidere ca lumea să vadă, dar până la urmă nu pot să fac tot pentru ei deci mai ai și tu ambiția ta da. pentru că noi când am început atunci pe noi tot ne-au mai susținut cineva dar în, alte ac acțiuni le-am întreprins noi singuri, am mers, ne-am dus, am promutat bani, am înregistrat ceva la București, pe am făcut un clip, pe urma nu știu ce, pe urmă nu știu cum. Voi aplicat, apropo că vorbim mai devreme de fonduri, atunci la începuturi, ați aplicat vreodată la ceva. vreo direcție de cultură, cineva v-a ajutat nu în sensul ăsta? Ce căutam niște sponsori, care, și oameni care, cărora le plăcea muzica noastră, care nu mai dădeau niște bani așa. Și atunci din... tot voi v-ați ocupat de asta, tot cu ca solist list și alții sigur, din sigur. Am mai găsit de niște oameni, exact cum spune și Andrei, dar care unii au ținut în timp, alții n-au ținut în timp, că să ai o mapă și să spui că ești directorul trupei, una, e alta când mai, mai da, își da, faci da, treabă. Da, da. și azi, eu sunt manager. Foarte bine, astăzi toți sunt manager. Da, da, da. Eu cunosc un tip care avea o firmă și avea șase lucrători. Și să era un salariu mic, aveau toți, mă, gen 200 dolari, 300, puțin pentru... și el tot să făcut manager. <laughs> și atunci îmi blau așa cu coșat și unui manager de văzări, manager pe marketing, unui manager de asta. <laughs> și atunci erau foarte așa, vei, manager. să-ți manajă. E ca uim, uim, d -a. D -a. când o primești o diplomă, dar nimic sau în un plus. Titl, da, ufărit, artist, artist, artist al poporului sau artist emirit. Eu, apropo, aș scoate momentele astea, cu tot respect pentru... Dar, sunt, dar care este de să fii artist al poporului? Da, ai 300 mai mult și -ai. atât, pe lună. La cimitirul armenesc loc. <laughs> dar vorbesc foarte serios, da. Deci dacă ești artist al poporului... Și la spitalul ăsta a guvernului sau cum mai gratuit perfuzii și, <coughs> și, tratament. Și, da, și, tratament. Adică dacă ai, ești, pui ești la evidență. Da, adică, mai. Eu înțeleg chestia asta poate nu a fost cu rău făcut atunci în perioada sovietică, dar uite, România, că în România tot erau artisti al poporului, mai au scos, pentru că eu cred că ești artist al poporului nu doar pe o medalie aici undeva pusă în piept. Eu înțeleg dacă ți-ar da pe lună încă vreo mii de euro. Atunci eu înțeleg că asta chiar e o... cumva... și financiar ești cumva și poți zi, eu sunt artist la poporul da, da, da. și n-am nevoie de nimic. Dar nu vă supărați. 300 de lei? Înțeam și eu nu vreau pe nimeni acum să, să, cumva să le dau o, o, da. o palmă peste cum cu, Dar mi îmi pare asta puțin așa, straniu. Eu asta vrut să zic, -mi pare că artista poporului înseamnă artistul care a fost susținut de, de popor, popor, de către popor sau entitatea care e responsabil de investiția poporului cum ar veni în artist. Și după asta se mândrește cu rezultatele lui. Dacă în investiția poporului nu există și se dă titlul onorific, e dubioasă treaba cumva. Da, 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 da. Eu cred că Andrei are dreptate și eu poate aș da bun. Există, dacă știți, în a, odată în an, la 10 personalități, dau, gen, laureatul, nu știu care, omul, și zic, 100 de mii de lei, uh -huh. unul în artă, în uh -huh. teatru, altul în medicină, altul nu știu ce. Eu cred că ceva de genul gen ar fi mult mai da? uh, potrivit Activant da, și motivant ca să dai la un om și atunci el cumva este, știi, gen premiu Nobel, nu știu, da, da, prin da, comparație, da. știi, că adică, uite, un a... premiu pentru Andrei Glavan pentru muzică, pentru că uite, omul ăsta a făcut un o spart gheață, și a ajuns în topurile cele mai mari a lumii, nu știu unde, înțelegi? Sau în medicină, cineva a făcut un transplant care nu s-a mai făcut nicăieri și chestii și noi ne mândrim pentru că datorită acestui aceste operații sau a auzit și de Republica Moldova cumva. Deci eu cred că, uite, să, să dăm, dar dar în, dar în același timp sunt foarte mulți oameni care, care lucrează în spatele, eu vorbesc de teatru, și au gen titlul om imerit sau maestru al culiselor, noi avem așa o chestie. Și el toată viața, el, el e butafor sau el e... În spate undeva. Da, sau e la costumerie sau chestie și muncește, coasă. Sunt oameni care, fără ei, îi, îi sunt piese indispensabile într-un proiect de teatru sau de concert sau mașiniști de scenă uh -huh, uh -huh. sau luministul sau sunetistul pentru că ăștia stau non-stop în spectacol. Dar și zic că tot e, sunt așa oameni. Sunetistul. Da, sunetistul. Da, sunetistul. Fără sunetist, Sau sunetist, de mă dacă, de sună, dacă da. tu ai un sunetist bun, te dus. Nici nu te băga. Eu cred că deja de mult trebuie să-i depășim momentul ăsta că un concert nu doar trebuie să fie că am venit și am cântat, el trebuie să fie ca un spectacol mini, hmm. unde mai ai și intervenții și povestești da. și mai spui și faci, dar și deci asta e spectacol, asta e categoric așa, nu poți fi doar numai Dacă nu m am cântat. Dacă nu m-am cântat, atunci vorba și eu mai bine ascult în căști. Sună mai bine. Da, sună mai bine, da, și artistul nu se bălbe așa sau... Da. Pentru că eu vreau să văd artistul ăsta, interpretul, cântărețul, creatorul, eu vreau să văd de ce, unde a ajuns el, de ce a ajuns Haideți să abordăm și subiectul organizației de gestiune colectivă, drept de autor, bani din asta, dacă sunt sau nu probleme în sensul ăsta. Noi aveam organizații de gestiune colectivă, au început să lucrează, din cât știu eu, înainte, câțiva ani în urmă, erau mai mari a, probleme la nivelul ăsta. Acum care sunt avantajele? Eu. Înseamnă că întrebarea ei ar fi, care sunt avantajele să fie înscris la organizații de gestiune colectivă? Prima întrebare ar fi asta. Eu cred că un avantaj, dacă nu ești înscris în genere nu ai nimic. Da, așa e o speranță. Da, da așa e o speranță, măcar și văsăs să mai vină din niște bani din când, când Nu sunt mulți pentru că în Occident, la nivelul, hai să spunem, cum, cum, cum funcționează toate sistemele astea, oamenii stau și trăiesc doar din de drepturi de autor. De decere, da. La noi, din păcate, lumea nu trăiește din drepturi de autor, trăiește din, doar din concerte și din, din, banii lichizi, cash, transferuri care tu ai exact din treaba asta. Pe când în alte părți tu ai mai făcut, ai mai scos o piesă, ai mai scos un hit sau nu știu ce, sau bla bla bla, ai un fit cu vreun artist și tu ai milioane de vizualizări și nu numai așa mai departe și ți-ai bănuții în cont foarte bine. Și atunci tu ești motivat să mai faci. Pe când la noi... Sunteți da. în amândoi. A fost, cred că, la toate. Știu tot. Da. Și pe cel care a fost în litigiu și după asta a ieșit din litigiu. Ați da la... cu ăla care s-a închis și după asta sunt niște bani de mie acolo înghețați, care nu cred că vreodată am să-i văd și nu înțeleg cum așa e posibil. Și atunci care e treaba? Cu cine să te Ce să le spui la oamenii ăștia? Că voi m-ați m, -ați, m -ați mințit și m-ați furat chestii? Nu știu cât e de, dar e lânșă de treaba încă deocamdată. Eu cred că poate sunt artiști la noi, adică compozitori care, 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 chiar fac mulți bani, eu nu știu. Dar voi nu. Care sunt la modă. Faceți mulți, mulți bani din eu drepturi nu. de autor. Eu, eu, în general, eu am aplicat la altă companie, nu vreau să dau nume. Uh -huh. uh, eu una mai nouă și primele două achitări au fost um, conform um, regulilor. regulilor. după care trebuia să fie, adică s-a promis că o să fie două ori pe an, după care s-a eșalonat la două ori în, într-un an jumate. Ok. și dat în cincinal. Da, 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 da. Uh, nu știu care e situația, am scris, răspunsul nostru. Casele de, aici casele de producție din Occident, aici de fapt ele se ocupă de toată treaba asta yeah, da. și uh, ele se interesate că artistul să vândă, să fie și tot așa. Mă rog, aici e un sistem de chiar de showbiz. Că noi suntem așa, într-o într -o etapă primitivă deocamdată. Înțelegi? Dacă noi nu avem un show business, noi nu avem casă de discuri, artistul merge pe cont propriu de obicei, manager foarte puțin care au și până la urmă repet, un manager astăzi nu e atât de, de, de necesar să-l aici la noi. Mult de podcast Este mai greu de lansat un proiect acum decât cândva, când încă se mai vedeau CD-uri? atunci când YouTube-ul încă nu era, pe când acum, dacă cineva lansează un cântec, tu lansezi un cântec da, nou, da. eu să-l ascult gratuit pe YouTube. Da. La noi în Moldova YouTube-ul nu se monetizează, pornim de la asta. Trebuie să-l faci ori pe cont de România, ori dacă nu... Dar nu... și costurile sunt mai mici. Ca să lansezi un cântec, te poți încadra în 300-500 de euro. Pe când pe timpul asta era imposibil. Dar oricum, că... e, voi când ați început, YouTube nu Era, era... Azi... Da, era Dar noi nu, nu era. Nu, nu, nu era radio. Doar radio. Da, era doar radio. Radio și TV. YouTube nu era. Mm -hmm. Și e mai ușor sau mai greu din început un proiect nou. Iată, acum tinerii s -a pucut de făcut trupi noi, că tot am vorbit despre trupi noi. Cândva, din punctul tău de vedere, care a început atunci când nu era YouTube, când era doar radio și TV, când discurs se mai vindeau, cred. Nu, atunci erau mai erau casete. Încă mai erau casete și casetele chiar se cumpărau. În piață centrală se vindeau. Și discurile așa erau în paralel, da. Acum văd că lumea revine la viniluri. Da, și la discuri, da. Muzica am înregistrat pe cifră, da. Tot internetul plin, toate platformele astea, da. Deezer, Spotify sau iTunes, e foarte ok, pentru că e comod, un telefon ai toată lumea și tot bagajul muzical, da. Și ai niște căști bune și tu nu ai nevoie de nimic să, ți pui discuri, să ai stick să, să, doar să încarci telefonul la timp și internet. Atât. Da. Și din punctul ăsta de vedere, sigur că modalitatea de așa. Atunci tu poți să vinzi, de toți vând acum pe un, pe un, cap. Toți grei, da? Și Red Hot Chili Peppers, Muse și Metallica, toți vând. Poate îi mai scot CD-uri, așa, pentru a... Acum vinilul, știu cum îl scot, pentru... Dar oricum un număr limitat, Da, 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 pentru da, faptul să arăți că tu ești grand, tu ești mare, tu ești mega... O, monstru al rocului da, și tu poți să vinzi altfel decât... Pentru că tu nu mai ai nevoie de... Să fii popular. Tu ești deja veșnic, tu ești un fel de... Îți dai seama, Metallica. Da. Metallica, eu cred că ea este peste, peste topuri, peste tot. Chiar dacă ea nu este în topuri, dar ei nu i trebuie să fie în topuri. Pentru că Metallica, îți spun eu, la Liam Manoliu, stadionul de la București, deci, programat, spunem presupunem acum anul 2020, programat concertul în august 2021. De la 15 septembrie 2020, biletele s-au pus în vânzare, la 1 octombrie niciun bilet nu mai era peste 15 zile. Concertul peste un an. Se dădea voie numai câte două, trei bilete de persoană, ca să nu fie da, da. Maș, piața neagră și așa mai departe. Dar noi putem să ne întoarcem aici în Moldova și să zicem despre... Iată, eu am impresia că noi nu avem cultura asta de a cumpăra bilete, de a rezerva loc la restaurant. Eu chiar și cu Tania Cergă vorbeam despre faptul că biletele la concertul ei s-au vândut cele mai multe bilete la intrare. Adică oamenii nu cumpără dinainte. Și în ziua concertului. Nu, eu cred că e și, și epoca așa. E cumva. Omul nu mai știe ce o să fac mâini. El vrem mâine. El vrea mâine ce de ce o să fac. Dar eu mă gândeam că e o cultura unui popor de a-și cumpăra bile din timp, de a-și de a -și rezerva masă la un restaurant. Bine, pandemie ne-a mai învățat să facem asta, că acum trebuie să facem. Dar eu cred că noi nu avem, ca și por, dacă generalizăm, eu cred că noi nu avem cultura asta de a face rezervare cu un an în urmă, cum s-a făcut la Metallica, da? Dar nu cred că generația nouă care vine o să mai aibă trăsătura asta. Imaginează că tu stai în telefon și tot produs pe care îl vezi, tu, 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 nu ești deprins, tu nu te deprins să vezi și în produs și ăla și să dai un o valoare la asta bună sau rea, da? Tu ești deprins să faci cea, ca așa, în sus în jos? Da. sus în jos? Nu-i bun, nu bun, nu, bun. E, nu bun, nu bun. <coughs> bun, nu bun. bun. Scroluială. Da, no, cum arde. poți să-ți decizi ce să faci peste jumătate de an, având așa... Viteză. Așa viteză de... da. Uh, vorbeam despre sprijin în domeniul muzicii. <coughs> Haideți da. să abordăm și subiectul Patreon, <coughs> pentru că acum este o tendință a artiștilor de a fi susținuți de către oamenii care... Fani. Fun. Fanilor, da, da de a fi susținuți de fani. Da. Eu știu, Andrei, că tu ai și promovezi foarte mult pagina ta de pe. Nu o promovez deja foarte. Eu am început să o promovez. La început să da, am... da, 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 promovat, da, da. o promovată. În ce măsură asta este un instrument, știu, necesar sau util unui artist în domeniul muzicii? Super necesar, super util, impresionant pe locuri. Noi vorbeam cu Tania când i-am făcut că cred că nici cu tot, nici cu tot e cunoscut situația asta când vine un om și zici, bă, e tare, e fain. Și tu, ai, și tu ai dubii despre și are el în vedere, e fain sau nu? Uh, poate vrei ceva de la tine, poate... sau tu n așa... Depinde, dacă, da, depinde dacă, de situație. Dacă nu omul între pe Patreon și dă un 5 euro, tu nu știi T că nu prea ai dubii că el, că lui îi place ce și faci da, tu. Da, tu da. o primești ca atare, tu ai un fel băi, se merită să fac asta. Da, și asta da. e tare entuziasmat. Nu-i și banii sunt foarte folositori. Dar nu în termeni financiar, dar moral, cumva. Când omul vine și îți dă ceva, tu un fel de... Posibil, eu, posibil asta chiar place, posibil asta are sens. Nu e ca și cum tu nu crezi în ce și faci, tu oricum crezi în ce și faci dacă faci asta, nu zadar o faci. Dar asta dă un bonus la valoare pe care tu o dai la ce și faci. Plus, în perioada pandemic, asta fost, pentru mine a fost salvare. Acolo sunt puțini bani, dar asta au fost bani salvatori. Eu am putut să achit comunale, chestii, da, pentru că... Mai ales că noi n-am avut, așa cum, de exemplu, aici aproape, România, șomaj tehnic pentru interpret sau drepturi de autor, acolo s-a organizat cumva un șomaj tehnic pentru artiști. Din câte eu știu, da, în România, da. Așa au fost. La noi nu s-au făcut concerte, nu s-au făcut Dacă nu ești la stat, nu ai treabă. Da. Dacă nu ești la stat, din păcate nu ai treabă. Adică noi care am fost și suntem la stat, uh, am primit salarii. Da, eu vorbesc de teatru. Da? Dar ca muzician Dar vorbesc. ca muzician, nu. Nu, nu ai treabă. Pentru că, nu știu, poate care sunt înregistrați oficial la Moldova Concert sau la Filarmonică sau la... Uniunea Muzicienilor, eu... să zicem mai știu eu, Direcția Cultură, Primărie sau mai știu eu, care, care sunt în salariu. Poate ei cumva au primit bani, dar ceilalți care sunt pe cont propriu și doar, cum Andrei, da, ei sunt... Artiști independenți. Da, hai să spunem așa, artiști independenți, atunci eu cred că situația e mai, e mai gravă și n-ai -ai șansă. Doar de, uite, patronul sau sau, sau drepturile de autor sau... Foarte a... Nu sau înțeleg, dar ne întoarcem vin. acolo. Dar cu unde se face în, în pandemii, online, nu. online. Un anunț online, da, 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 pe Skype. Da. E tu cum ați vedea voi uh, o rezolvare sau, sau o încheiere a, a, perioadei din nunta show? eu nu trebuie să vedea? încheie în nunta show. Nunta show uh. tot timpul să existe tot și nici rău în asta nu -i. Depinde de atitudinea față de nunta show. Sunt oameni care... Uh, eu cunosc uh, elevi de la Neaga care visează să termine în Neaga ca să cânte la nunț. Și, și cunosc artiști și eu am fost printre dânși care au cântat la nuntă fix ca la concert. Deci eu, am, noi am ieșit, am făcut o oră, oră 20 de concert la nuntă, deși nu, sunt tot oameni, tot e public, eu, eu nu, vă, nu, fac diferență. Dar să-l să îmbogățim. Mai. Adică da. să vorbim și de un showbiz cât de mic ar fi, nu doar din no, nuntă Care ar fi, să zicem, trei puncte pe care ar trebui să-l ia în seamă? Poate artiștii, poate autoritățile, astfel încât acel business crească un pic. Există, din punctul vostru de vedere, niște soluții? Faptul că s-a deschis hotarul, cumva, uh, hai să spunem, uh, nu la propriu, dar la figurat, și România este deschisă pentru artiștii din, din Republica Moldova, este probabil șansa cea mai mare pentru noi. Pentru că Ucraina și Rusia, din păcate, pentru unii e închis pentru foarte mult timp, Rusia, în conjunctura actuală, este chiar de degradantă din punctul ăsta de vedere și nu cred că vreun artist care are mă rog, discernământ ar vrea să, să lucreze în zona aia, respectiv eu, România este spațiu firesc, mai ales dacă noi suntem aceeași, vorbim aceeași limbă, aceeași cultură, eu cred că asta ar, ar fi, corect. Sigur că și partea aia nu este prea, din cât știu eu, nu este prea bucuroasă, da, în ghilimele, Că vin artiști din Republica Moldova și le mai fură pâine, pentru că să recunoaștem, nu tot, dar foarte, mult, foarte multe piese și, hai să spunem, produse artistice, e de o calitate superioară multor produse din România. Nu tot, sigur. Că da, da, evident. Dar eu cred că șansa noastră este de a, de, a, de a ieși doar în România, în partea asta, pentru că asta e piața firească a celor care cântă cel în româniește. Eu cânt în română, Andrei cânt în română, Tania cântă în română, mulți alții care cântă în română. Eu știu trupi care de fapt își pot să în română numai pentru că să ajung în, România. în România. și știu, știm, știm, bine cine sunt ei. Dar asta nu e cel mai rău lucru. Da? Pentru că piața românească este una mare, din fericire este mult public, așa că festivaluri 1001, așa că să-i dăm înainte. Dar tu, Andrei, vorbeai la început despre uh, visele alea care uh, cumva semănau a grămii, a ieșirii în afară. Da, da. Adică doar asta ar fi soluția în România sau mai departe? De eu cred că Moldova e o platformă foarte bună, incipientă de dezvoltare a unui artist. Aici poți să permiți multe greșeli, pentru că piața e foarte slab dezvoltată și tu, poți, tu, tu ai... Uh, libertatea de a te exprima greșit și de a înțelege ceva din asta. Eu nu vorbesc de exprimări greșite. da. Uh, uh, vorbim. Uh, de, uh, ai posibilitatea de a încerca. Hai să văd și eu să iasă din asta. Dar dă să fac așa un fel de concert. Dă să încerc așa ceva. Uh, partea care eu, cre că, că, că eu cred că ar fi cumva ajutătoare sau elocuient în asta, asta ar fi instituțiile responsabile să implice în, în uh, uh, identificarea artiștilor, a, a, identificarea valorilor, a, cum asta de făcut, din păcate, ei, eu nu pot să mi imaginez, eu știu cum se funcționează amul prin anumite feluri de testări care majoritatea încă sunt comuniste, dar astea sunt organele responsabile de, de așa și eu, eu nu cred că ele se implică decât în... Um, Centri de creație a copiilor. Să le identifice și să. Păi eu nu cred departe. că așa e de complicat de organizat Exist. un Moldova, are talent sau ceva la nivel uh, diminuat de amploarea care a avut-o proiectul. Dar pur și simplu de anunțat. Băi, să anunț un concurs. Uh, concursul ăsta și ne-l câștigă primii trei, au premiile. Uh, prim, primul loc câștigă cabinet. A doilea da, loc, da. știgă un album și a treilea loc, mai câștigă. ceva. Astea nu sunt fonduri așa de mari. Da, și și, azi... și eu n aud despre organizare. E important azi să înțelegem cui trebuie asta. Dar, din păcate, cam nimănui nu-i... De nu -i, cum nu trebuie, dar nu în, trebuie. Minister, în Ministerul Culturii, nu sunt oameni care tot din cultură. Ei nu au visat la așa, că cultura lor, cultura pe care o promovează să schimbi lucrurile, să, nu știu, să, să trăim într-o lume mai faină. dar noi toți suntem visători din domeniul ăsta. Toți vrem ceva, toți vrem o utopie. Și nimeni nu face nimic pentru asta. Nu cum, fiecare face puținul care... Cum spuneam e, la nu... început, în mod individual, fiecare. Eu, eu fac și și eu pot și în puterile mele, eu fac. E mult asta să obțin, nu știu. Eu nu, nu cred că eu trebuie să fac asta. Eu fac asta pentru că e așa, sunt și așa. Dar sunt, dar sunt organe competente care trebuie și să dezvolte și cel, centrele culturale și ele tot sunt foarte necesare. De acolo pornește Tot. Dar cred că mai sunt chestii care se pot face și mai, mai mari cu bani tare puțini. Eu așa cred. Eu vă mulțumesc pentru că ați acceptat să veniți, pentru că am subliniat aceste probleme care există în Moldova, pentru că noi asta am vrut să subliniem provocările cu care se confruntă artiștii din domeniul muzicii. Vă doresc spor în toate și atunci când lucrurile se vor schimba, neapărat trebuie să mai facem un episod ca să, să arătăm ce s-a schimbat adică în bine. niciodată da. nu o să mai facem. Asta vreau să zic. Emisiune. Episodul următor nu Asta e. pentru că vă sunteți pesimiști. Nu suntem pesimiști, noi suntem din păcate prea realiști. realiști am da, Dar sigur că nu trebuie să disperăm, trebuie să, trebuie, să, trebuie să facem munca noastră fi fiecare zi de zi și să eu cred că ar fi corect să, să cum să spunem, să mă lipsim, să inspirăm, să, să motivăm pe alții să, și pe noi înșine, în primul rând, da. să, să, fim mai buni și să încercăm să schimbăm lucrurile prin noi înșine, în primul rând. Și atunci eu cred că lucrurile o să Dar de fapt așa și se întâmplă. Eu vă mulțumesc mult că ați venit. Și noi îți mulțumim. Mult succes da. în continuare. Și, și mai vă mai Și veniți la concerte. Veniți la concerte. Plătiți bani. Acolo, tot, la da. camere, la camere. Hai da. să facem un grup de aici, știi? Veniți la concerte. Veniți da. la concerte și dați bani.